Bună ziua, doamnelor și domnilor, Magda Popescu sunt și urmăriți analiza zilei la Antena 3 Vâlcea. La mulți ani, dragilor, mi-a fost dor de voi. A fost o perioadă destul de lungă în care nu ne-am văzut. Sper că edițiile noastre speciale v-au fost pe plac, v-au bine dispus, v-au adus zâmbetul pe buze. De astăzi, 10 ianuarie 2022, doamnelor și domnilor, începem în forță analiza zilei. Vorbim despre câte în stele și în lună, vorbim despre tot ce se întâmplă în județul Vâlcea. Aș puncta faptul că ceea ce s-a întâmplat astăzi în Australia mi se pare foarte, foarte interesant, cu numărul 1 mondial în tenis. Ați văzut cum l-au terfelit pe cel mai bun sportiv al lumii în tenis. A câștigat omul procesul, vedem ce se mai întâmplă în continuare. Mi se pare interesant și mi se pare că e bine să urmărim în continuare cu foarte multă atenție cam încotro se îndreaptă această lume, doamnelor și domnilor, pentru că Novak Djokovic este un om sănătos tun într-o lume bolnavă. Deocamdată a câștigat primul meci, ca să spun așa, cu autoritățile statului australian. Vedem ce se întâmplă în continuare. Tot pe 10 ianuarie, doamnelor și domnilor, dar în 1799, mi se pare important să punctăm și acest lucru, în orașul Bălceș, din județul Vâlcea, se năștea Petrache Poenaru. Dacă nu știți cine este Petrache Poenaru, vă spun eu, este un inventator și un scriitor român, cel care a inventat prima dată un toc cu rezervor, adică stiloul de astăzi. Sunt și eu mândră, ca toți cei care locuim în județul Vâlcea, că iată, avem asemenea precursorii. Le urez la mulți ani tuturor celor care slujesc stiloul, astăzi mai mult cu pixul noi. Și vă spun că alături de mine astăzi am un slujitor al stiloului foarte important, doamna Mihaela Andreanu. Bună ziua! Bună ziua, bine v-am găsit! La mulți ani tuturor telespectatorilor! Da, Petrache Poenaru, iată. Originat din Bălceștiul nostru. Da. Avem și un liceu care poartă cu mândrie numele, liceul Petrache Poenaru de la Bălcești, care a dat județului elevi cu rezultate deosebite. Și a dat lumii stiloul. Bine, sigur, într-o formă incipientă, dar e important că, iată, un vâlcean s-a gândit că avem nevoie de ustensile de scris, deși astăzi, sigur, suntem cu telefoanele, suntem cu Facebook-ul, cu rețelele de sociale. În această măsură cu stiloul, pentru că elevii în clasa 1 învață să scrie cu stiloul, încă învață să scrie cu stiloul și s-a dovedit de-a lungul timpului că întotdeauna scrisul cu cerneală este mult mai corect, mai vizibil, mai frumos decât cel cu mina. Da, fără doar și poate. Și uite, acum, dacă stau să mă gândesc, astăzi am avut o întâlnire cu cu cineva și scria cu stiloul și chiar se chinuia la un moment dat că stiloul nu avea suficient. Eu încă am stilou, să știți. Eu nu mai am stilou, dar poate că ar fi bine, iată, să avem totuși un stilou în geantă. E important măcar să nu doar de design, zic. Nu. Chiar îl folosesc. Eu am considerat întotdeauna că pixul deformează scrisul, pe când stiloul te obligă cumva să scrii mai frumos. Da, sau... vedeți, în zilele de astăzi nu știu cât de mult mai contează dacă scrii frumos sau nu, pentru că toată lumea s-a cam digitalizat și nu mai... La dumneavoastră, la școală, sigur, da, copiii. E important. E importantă și semnătura electronică acum, dar în aceeași măsură e important măcar semnătura să ne o facem cu stilou atunci când avem ocazia. Dar eu vă spun că eu sunt foarte fericită de când a apărut semnătura electronică, pentru că eu nu fac niciodată o semnătură la fel. Semnătura mea nu este niciodată la fel. Așa că pentru mine e mai ok așa. Bun, haideți să vorbim un pic despre ce se întâmplă școli cu învățământul din județul Vâlcea. Aș puncta, mi se pare important să vorbim despre PNRR, despre, da, faptul că Vâlcea, iată, 71 de școli din județul Vâlcea au fost declarate eligibile în cadrul unui proiect PNRR. Chiar 80.
granturi până la 200.000 de euro, da, și se pot folosi pentru after school-uri, pentru programe remediale, iată, chiar și pentru, pentru orientare și în, în carieră, pentru mediator școlar, pentru formarea profesorilor. Da, este o, este o veste bună și cred că acum o oră am, le-am trimis colegilor din județ un mesaj în care le spuneam că nu doar școlile care sunt incluse în lista ministerului, listă care a fost stabilită pe baza datelor existente în SIR, în sistemul informatic din, din învățământ, nu doar școlile respective sunt eligibile, dacă sunt și alte școli care au elevi în situații de abandon, elevii cu vulnerabilitate la abandon școlar pot aplica și școlile respective. Deci lista este doar orientativă, dar nu este restrictivă. Bun. Ceea ce, uite, e un lucru foarte bun, pentru că toate aceste probleme despre care dumneavoastră ați discutat sunt foarte reale și sigur că afectează învățământul. Da. Eu nutrez speranța că toate școlile din județul Vâlcea care pot să aplice pentru un astfel de grant să o facă. Termenul este destul de scurt. Eu le-am trimis o informare colegilor din școli la sfârșitul săptămânii trecute. Din păcate, n-au termen decât săptămâna aceasta pentru a aplica, pentru că pe data de 17 trebuie să, este ultima zi în care se, se pot completa, 17, se pot depune 17 ianuarie. Ianuarie. Deci lunea deci viitoare. Mi se pare un pic ciudat. Am așteptat atât de mult acest PNRR, doamna Andreanu, și acum pe repede înainte. Păi nu, este vorba de depunerea cererii. Păi da, dar ca să depui o cerere trebuie să știi exact ce vrei, trebuie să faci și tu documentele acelea exact cum trebuie. Da, făcute, numai că școlile știu foarte bine de ce au nevoie. Da. Este. Păi, unii mult prea da, nu, mai ales că proiectul nu este, programul nu este restrictiv, adică se adresează mai multor, cum să spun, acoperă o gamă largă de nevoi ale școlilor în care elevii se află în risc de abandon școlar. Și atunci poate fi depusă o cerere de finanțare pentru mai multe, care să acopere mai multe nevoi. Mi se pare important să discutăm despre abandonul școlar, pentru că este, este un fenomen care ia amploare. Da, și aici vorbim de școlile de gimnaziu, da? Proiectul acesta MATE se adresează școlilor gimnaziale. M-au întrebat colegii dacă și pentru liceu, dar pentru liceu, deocamdată, noi avem în derulare proiectul ROZ, în care sunt incluse liceele tehnologice și care vizează același aspect, acela al reducerii abandonului școlar, ore remediale în scopul reducerii abandonului școlar, masă caldă pentru elevi și așa mai departe. Da. Dotări? Bun. Sunt foarte curioasă câte școli din județul Vâlcea până la urmă vor depune aceste cereri. Săptămâna viitoare discutăm pe date concrete. Cereri de finanțare și vedem exact. E bine, zic eu, e bine că, iată, aveți ce accesa până una alta, nu? Da. Și v-aș întreba, doamna Andreanu, cum e treaba asta? Se termină semestrul 1, începe semestrul 2 și avem vacanță un weekend. Nu avem vacanță. Nu avem vacanță. Nu avem vacanță, de fapt. Da, este un an atipic, dar ne-am obișnuit cu situațiile atipice. Astăzi începe ultima săptămână de școală, ciclu primar, ca să spun așa, da? Pentru că ciclul gimnazial și liceal a avut o reșit săptămâna trecută. Practic, această săptămână este destinată încheierii situației școlare pentru toți elevii. Până vineri sper că acest lucru să se fi terminat și să încheiem cu bine semestrul întâi, să începem cu bine semestrul al doilea.
Prima vacanță este cea de Paști, cred, da. Și anume 15 aprilie 2022. Să fiu foarte sinceră, nu știu când pică Paștele. Duminică, sigur. Sincer, m-a strâns pe picior și nici eu nu știu când pică, când pică Paștele Ortodox, da, Paștele anul, Ortodox. Anul acesta, dar... Da, mai este până la vacanță. Nu cred că se gândește multă lume la vacanță. Vacanța de iarnă abia s-a încheiat. Cred că toată lumea se gândește vacanța de iarnă, doamne. Vacanța de iarnă, cea care a fost 24 decembrie. Și s-a încheiat pe 3, pe 3 ianuarie, pe 3 ianuarie, da. Știți că ne-ați stricat tuturor concediile. Că unde să pleci, când să pleci, când să te mai întorci. Nu noi, ci situația actuală și situația pandemia. Situația pandemică, da, da, situația pandemică. Da. Care știți foarte bine că ne-a pus multe pofte în cui, ca să spunem așa, nu doar în ceea ce privește școlile. Da. Dacă ieși și să citești, sigur, comunicările oficiale, te panichezi un pic și te îngrijorezi. Pentru că cifrele nu sunt unele chiar pozitive, ca să zic așa. Avem, domnul Andreanu, 27.149 de persoane infectate cu SARS-CoV-2 de la începutul pandemiei. Mă refer doar la județul Vâlcea, da? 28 de persoane confirmate în ultimele 24 de ore, 63 de pacienți prin spitalele din județ, 5 la ATI. Cred că acesta este un lucru bun, că totuși nu a crescut numărul pacienților internați la ATI. 261 de persoane carantinate la domiciliu, 354 de persoane izolate la domiciliu, 872 de persoane decedate de la începutul pandemiei. Mă rog, uneori domnii aceștia se raportează la ultimele 24 de ore, uneori se raportează de la începutul pandemiei. Mi se pare... Situația nu este deloc... deloc roz în învățământ, vreau să vă spun, da. Pentru că în cursul săptămânii trecute, în condițiile în care au venit la școală doar elevii din ciclu liceal și gimnazial, am avut un număr de 40 de elevi confirmați, da. Și 5 cadre didactice. Astăzi din nou au fost raportate alte cazuri, ceea ce înseamnă că situația nu se îndreaptă neapărat pe un făgaș bun. Eu sunt puțin îngrijorată de cazurile de COVID, cu atât mai apărute în ultima perioadă, cu atât mai mult cu cât am avut o perioadă de aparentă acalmie, să zic așa, la sfârșitul anului trecut, octombrie, noiembrie, decembrie, când au fost destul de puține cazuri, au fost săptămâni în care a fost raportat un caz sau două. Prin comparație, săptămâna trecută, marți, cred, luni sau marți, în prima zi de școală, cred, chiar luni, am avut undeva la vreo 7 cazuri raportate, într-o singură zi. Ceea ce mie mi se pare puțin îngrijorător. Am făcut apel la colegii mei la păstrarea regulilor în continuare. La ce ne raportăm când vorbim de 7 cazuri? La ce număr ne raportăm? Că și asta e important, totuși. Ne raportăm la același număr de elevi la care ne raportăm și în toamnă. Ori în toamnă nu avem cazuri, dar avem undeva la 47.000 de elevi în județul Vâlcea, da? Haideți să-i scădem pe cei de grădiniță și de ciclu primar, dar jumătate, să spunem. Sunt destul de multe comparând cu situația de la finalul anului trecut. Eu nu mă raportez la altceva, eu mă raportez la aceiași elevi, da? Da? La sfârșitul, la finalul anului trecut, noiembrie-decembrie, când numărul cazurilor se împuținase semnificativ. Avea 1-2 cazuri pe săptămână. Dar nici nu eram, doamna Andreanu, pe valul 5. Nu eram pe valul 5, e adevărat, tocmai de aia spun că mă îngrijorează acest val 5, pe care încerc să-l, nu doar încerc să-l iau în serios, pentru că eu iau în serios toate avertizările care vin de la nivel național, dar încerc cumva să și transmit mai departe, fără să se îngrijoreze cineva, dar încerc să transmit mai departe faptul că ne aflăm în valul 5 și că trebuie mai mult decât până acum să încercăm să respectăm regulile dacă
cumva am lăsat garda jos, dacă masca n-a mai fost purtată neapărat corespunzător, dacă anumite reguli au fost sau nu lăsate cumva mai, nu știu, am avut o mai mare largheță. Dar oare de ce trebuie să purtăm mască FFP2? De ce până acum a fost ok să purtăm? Să purtăm orice fel de mască. Doamna Popescu, sunt reguli pe care Ministerul Sănătății le-a instituit. Știți ce se întâmplă? Unde legea nu-i tocmeală. Eu am principiul ăsta. Dacă cineva, și când spun cineva, mă refer la specialiști, transmite în teritoriu că trebuie să respectăm anumite reguli, iau de bun ce spun persoanele respective, pentru că nu sunt de specialitate, nu sunt medic, nu sunt cadru medical ca să pot să-mi dau cu părerea de ce trebuie să port mască medicală și nu mască de pânză. Bănuiesc că masca medicală ne protejează mai bine decât una de pânză. Bănuiesc. Da. Sigur că orice mască pe care o porți, dacă o porți așa cum trebuie, adică acoperi gura și nasul, te protejează, zic eu, dar, mă rog, nu sunt de specialitate, nu vreau să intru în discuția aceasta, vreau doar să anunț, asigur că oamenii știu că mai avem încă 30 de zile de stare de alertă, ea a început în data de 8 ianuarie. Cu siguranță se va prelungi, cred. Da. Am zis deja cu siguranță, da, e cumva previzibil. E previzibil. Da. Există și excepții. Da, de la purtarea măștii de tip medical sau FFP2 în toate spațiile închise și deschise. Avem, sigur, copiii care au o vârstă mai mică de 5 ani, persoanele care sunt singure în birou. Da. Pare logic cumva. Pare logic, sigur. Prezentatorii că da. TV și invitații acestora cu condiția respectării distanței de 3 metri între persoane, cred că noi avem mai mult de 3, deci suntem ok. Reprezentanții cultelor religioase în timpul slujbelor cu condiția respectării distanței de 3 metri, vorbitorii aflați în spații închise sau deschise cu condiția sigur respectării acelei distanțe de minimum 3 metri și persoanele care desfășoară activități fizice intense sau în condiții de muncă solicitante sau activități sportive. Până la urmă, sunt reguli de bun simț, cred, și care pot fi respectate. Și excepțiile la fel sunt... Județul Vâlcea stă oarecum bine, ca să zic așa. Aveam o incidență înregistrată ieri de 0,81 la 1000 de locuitori. Zic că suntem ok din punctul acesta de vedere. Mai multe cazuri ar fi... Întotdeauna depinde cu ce compari. Da, exact. Multe cazuri ar fi în orașul Brezoi. 24 de cazuri, o rată de incidență de 3,39, Muierasca 12 cazuri, o rată de incidență de 4,83, Voinasa. Dar vedeți, iară, Voinasa 4 cazuri, 2,82, dar în Brezoi avem o populație de 7,081, da? Și atunci te raportezi altfel. Voinasa 1,420, Muierasca 2,484. De asta vă întrebam, depinde la ce te raportezi. Nu? Evident. Și atunci, da, 0,81 suntem acolo, în trend, ca să zic așa, nu? Suntem bine, să spunem, ținând cont de situația în care ne aflăm, la început de val 5, ca să spun așa, cred că, nu știu, nu m-am uitat pe o statistică la nivel național, dar cred că nu stăm chiar atât de rău. Da. De, așadar, se încheie semestrul 1, începe semestrul 2. Știu că e greu să oferiți garanții, dar totuși mai ales elevii care au examene în acest an. Există vreo garanție a faptului că vor rămâne la școală, nu vor mai fi trimiși în online, nu vor mai avea vacanță forțată? Nu... Ordinul Ministerului Educației și Ministerului Sănătății este în vigoare. Toate regulile instituite la începutul anului școlar rămân în picioare. Dacă apare un caz de infectare în clasă, atunci clasa respectivă intră în online pentru 14 zile. Dacă mai mult de jumătate sau cel puțin jumătate din numărul de clase din școala respectivă
este în online, atunci întreaga școală intră în online. Asta spune Ordinul Ministerului Educației, Ministerului Sănătății, referitor la intrarea în online a claselor. Acum, dacă, Doamne ferește, la nivel național sau la nivel județean se instituie măsura carantinei, atunci prin CJSU se poate decide ca unele dintre școli să intre în online. Sau dacă lucrul ăsta se întâmplă la nivel național, adică dacă rata crește foarte mult, poate ca ministerul să decidă lucrul ăsta, dar eu cred că este puțin probabil la ora asta ca școlile să se închidă. Avem garanția, de fapt nu garanție, ci nu găsesc un sinonim acum, că școlile vor rămâne deschise atâta timp cât ținem situația sub control. Adică intră în online pentru 14 zile doar clasa în care a apărut un caz de COVID. Pot să se întoarcă la școală după 8 zile pe baza unui test efectuat de, de elevi. Deci, acestea sunt regulile, sunt regulile pe care noi le-am aplicat și în semestrul întâi, nu s-a schimbat absolut nimic. La ora asta funcționăm după ele, nu mai contează rata de infectare la nivelul localității. Da. O declarație foarte recentă a Ministrului Educației. Deci se intră în online școlile și credințele cu sub 60% dintre angajați vaccinați din localitățile unde incidența este de peste 3 la mie. Nu, dar este prevăzut în ordin. Bun. Este prevăzut în ordin. Ținem cont de rata de vaccinare a personalului didactic din școala respectivă, dacă în localitatea respectivă rata de incidență este mai mare de 3 la 1000 de locuitori. Noi în județul Vâlcea aveam, și vă spun aveam undeva în luna decembrie, pentru că astăzi i-am rugat pe colegi să actualizeze situația personalului vaccinat și nu am încă la zi, aveam doar două școli unde rata de vaccinare era sub 60%. Deci din 130 de școli, doar două școli aveau rata de vaccinare sub 60%. Mă refer la școala de la Rotărăș Nicolae Bălcescu și școala de la Stoilești. Deci nu ar fi. Unde este posibil ca între timp situația să se fi remediat. Dar oricum în localitățile respective rata de incidență este mai mică de 3 la 1000, deci școala rămâne deschisă. Da. A fost un mega scandal, doamna Andreanu, despre organizarea olimpiadelor. A fost un mega scandal oarecum forțat și, permiteți-mi să spun, mai mult mediatic, întrucât sunt persoane care așa au vrut să citească, n-au vrut să urmărească tot comunicatul. A fost dată publicității. A fost publicată lista cu olimpiadele care se vor desfășura în acest an școlar. Da. Știți că timp de 2 ani de zile s-a suspendat organizarea concursurilor și olimpiadelor școlare. Acum 2 ani de zile s-a organizat, dar doar faza pe județ, pentru că după aia a venit pandemia și am s-au stopat toate. Anul trecut nu s-a mai organizat nimic. Anul acesta s-a decis reluarea lor și a fost și publicată lista cu olimpiadele pentru care se organizează faze internaționale, de unde evident lipsea limba și literatura română și istoria, pentru că pentru acestea nu se organizează faze internaționale. Urmând ca această listă să fie completată și cu celelalte olimpiade. Olimpiade pentru care zilele acestea se publică. Da, trebuie să recunoaște și dumneavoastră, doamna Andreanu, că în ultima perioadă
Există foarte mulți analfabeti funcționali, mai ales pe rețelele de socializare, și ei sunt produsul școlii românești. Trebuie să admiteți lucrul acesta. Adică eu nu mă întrebați acum, dar credeți-mă, am o durere fizică câteodată când citesc textele unora pe Facebook, pe rețelele de socializare, cu greșeli gramaticale. Da, vă înțeleg. Adică este greu să... Da. Și atunci... Ce legătură are? Păi eu nu înțeleg. Spun, eu am înțeles ideea că Olimpiada Internațională nu avea cum să fie la limba română. Asta am înțeles-o. Nici la istoria română. Nici la istoria... Da, nici la istoria română. Să zicem. Dar este important să acordăm o atenție sporită tuturor materiilor. Evident. Cu siguranță. Dar cred că limba română este vitală. Sunt de acord cu dumneavoastră. Deci măta e cu cratimă. Măta. Știți? Înțelege? Asta e greu. Mi-e greu să Dacă tot glumim pe tema asta, măcar am putea să ne exprimăm mai frumos. Mama ta. E mai... Da. Și evităm și cratima. Da. Sigur. Dacă unii s-ar duce cu gândul până acolo și... Da, nu vreau să intru în această polemică, dar cred că școala românească trebuie să-și asume. Sunt foarte olimpiade, sunt foarte importante concursurile și olimpiadele. Există foarte mulți aclamați printre noi. Mă bucur și salut inițiativa Ministerului de a relua aceste olimpiade. Nu știu deocamdată în ce formă, pentru că și asta depinde de cum va evolua rata de infectare. Mă bucur că acest lucru coincide cu deschiderea Centrului de Excelență la Vâlcea, despre care am mai vorbit la dumneavoastră în emisiune, dar care excelent, s-a concretizat de la 1 ianuarie. Și ce acum, înseamnă, doamna Andreanu, acest Centru de Excelență? Acest Centru de Excelență înseamnă că cei mai buni dintre cei mai buni profesori din județ și care vor să-și asume rolul și statutul de îndrumător al unei grupe de excelență vor face o selecție a elevilor care vor să exceleze într-un anumit domeniu de activitate, într-o anumită disciplină. Da? Se face mai întâi selecția cadrelor didactice. Deocamdată nu avem foarte multe norme la nivelul județului Vâlcea, dar vom deschide pe matematică română, istorie, chimie, pentru că este de tradiție în județul Vâlcea. Vom vedea în viitor dacă vom extinde și la alte discipline și robotică. Uh-huh. Și robotică, pentru că și aici avem câteva grupe la Lacovari și mare, la Mircea cel Bătrân, câțiva copii interesați pe zona asta. Copii, grupe care vor lucra de performanță și pe care îi vom instrui tocmai pentru participarea la concursuri și olimpiade. Da. Și care vor pleca peste hotare, bineînțeles, că ce să mai facă pe aici. Nu vreau să încheiem această emisiune, mai avem, cred că, 2 minute, mi arată colegii, și să vă întreb, doamna Andreanu, sunteți sigur la guvernare cu PSD, cât mai rămâneți în fruntea inspectoratului? Nu cred că are legătură rămânerea la inspectoratul școlar cu faptul că suntem la guvernare cu PSD-ul. Aceasta nu este o funcție politică, este o funcție administrativă. Da. Da? Așa încât... Deci rămâneți, să înțeleg, s-a negociat? Nu știu ce să se negocieze. Doamna Popescu, eu am o decizie dată de, semnată de Ministrul Educației. Care e un politica și dumneavoastră, nu? Care este un politica și mine. Sunteți un politic. Dar o decizie, dar asta nu... O decizie în care spune că se numește doamna în calitate de inspector general începând cu 1 septembrie și până deci la 31 august 2022. Prefectul de Vâlcea nu are atâta noroc. Cred că miercuri va fi schimbat. Este altceva. Sunt decizii care se iau prin hotărâri de guvern. Da. Bun. Știu că dumneavoastră nu sunteți genul ăla, acela care să vă țineți de scaun. Adică nu cred că
Niciodată există așa un mare deranj. Doamna Popescu, meseria mea este cea de profesor. Da. Țin foarte mult la meseria de profesor. Nu cred că m-am făcut de râs vreodată în, în clasă. Am avut o relație deosebită cu elevii și îmi place ceea ce fac. Ok. Deocamdată sunteți totuși inspectorul general al Inspectoratului Școlar Județean Vâlcea. Până la următoarea emisiune vedem ce se mai întâmplă. Doamnelor și domnilor, am ajuns la final. Copiii termină semestru 1, intră în semestru 2. Fără vacanță, eu vă aștept și mâine, de la 15 și 15. Avem copii deștepți. Avem cu o mega surpriză cu Vâlceanca, care ar putea să ajungă la Eurovision. Doamnelor și domnilor, mâine ne vedem și discutăm. Elevă și ea.